Cărți care te îmbogățesc. Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la emisiunea Cărți care te îmbogățesc! Invitația la lectură de astăzi continuă seria cărților puse la dispoziție de vocea martirilor. Cartea este scrisă de Richard Wurbrand, imediat după ce acesta a părăsit temnița comunistă pentru a doua oară. A fost scrisă dintr-o răsuflare, mai exact, nu mai mult de trei zile i-a trebuit pentru a o redacta. Lumea avea nevoie urgentă să afle ceea ce se întâmpla în spatele gratilor, ce suferințe îndurau cei care îl mărturiseau pe Hristos. Voi începe cu câteva fragmente din carte. Nu au nevoie de niciun comentariu. Citez. Unul dintre pastori, pe nume Florescu, a fost chinuit cu fier încins și cuțite. A fost bătut crunt. I-au aruncat șobolanii fometați printr-o țeavă în celulă. Fiind nevoit să se apere, nu putea să doarmă. Cum a țipea o clipă, șobolanii îl atacau. A fost forțat să stea treia zi și noapte vreme de două săptămâni. Comuniștii își doreau să-l convingă să-și trădeze frații, dar el a rezistat cu îndrăgnicie. Într-un final, i-au adus pe fiul său de 14 ani la închisoare și au început să-l biciuiască în fața lui. Spuneau că vor continua să-l bată până când părintele le va spune ce vor ei să audă. Sărmanul om era pe jumătate nebun. A rezistat cât a putut, după care i-a spus fiului său plângând. Alexandru, trebuie să spun ce vor. Nu mai pot să te văd bătut. Băiatul a răspuns. Tată, nu-mi face nedreptatea de a avea un trădător pe post de părinte. Împotrivește-te. Chiar dacă mă ucid, o să mor spunând cuvintele „Isus și patria. Comuniștii s-au nepustit plin de furie asupra băiatului și l-au omorât în bătaie. Pereții celulei erau plini de sânge. A murit rugându-se Domnului. Fratele nostru Florescu nu a mai fost același om după toate cele văzute. Deseori ne puneau la mâini cătușe, care aveau cuie ascuțite pe interior. Dacă rămâneam nemișcați, nu ne tăiau. Dar în celulele amarnic de reci, de la cum tremuram de frig, cuiele ne zdreleau permanent în La un moment dat, cei credincioși erau spânzurați cu capul în jos și bătuți atât de tare încât corpurile li se legănau din cauza loviturilor. Erau băgați în celule frigorifice, în care era atât de rece că pereții erau acoperiți de gheață. La un moment dat am fost aruncat și eu într-o astfel de celulă, având foarte puține haine pe mine. Medicii închisorii se uitau periodic la noi printr-o vizetă pentru a observa simptomele apropierii momentului morții prin hipotermie. Făceau atunci un semn, iar gărzile dădeau buzna și ne duceau într-un loc călduros, când în sfârșit corpurile ni se încălzeau puțin, eram băgați din nou înapoi imediat, trimiși să înghețăm iar în celulele frigorifice. Decongelare, înghețare până aproape de moarte și apoi iar decongelare. Din nou și din nou. Până în ziua de azi mi este frică uneori să deschid frigiderul. O altă tortură era să stăm în cutii de lemn, doar puțin mai mari decât statura noastră, așa încât nu aveam loc să ne mișcăm. Prin pereții cutiei erau introduse zeci de cuie ascuțite toate bune, până reușeam să stăm complet nemișcați, doar că eram forțat să rămânem ore în șir închiși în acele cutii. Când oboseam, începeam să ne pierdem echilibru, iar cuiele ne împingeau cumplit. Dacă mișcam vreun mușchi sau aveam vreun spas, trebuia să suportăm acele cuie îngrozitoare. Ce au reușit comuniștii să le facă acelor credincioși depășește orice posibilitate umană de înțelegere. Am văzut orționare ale căror chipuri se luminau de o nespusă bucurie atunci când tortura oamenii. În timp ce îi chinuiau, urlau ca ieșiți din minți: Noi suntem Diavolul! Lupta noastră nu se dă împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirii forțelor răului. Vedeam comunismul ca fiind o creație nu a omului, ci a diavolului. Era o forță spirituală, una a răului, care nu poate fi combătută decât cu o altă forță mai puternică, aceea a Duhului lui Dumnezeu. Cartea este un manifest pentru lumea întreagă. Frații lui Richard, aflați în temnițele comuniste, dar și în alte zone în care aveau de îndurat chinuri groasnice, aveau nevoie de sprijin. Lumea occidentală nici nu știa măcar ce suferință îndură aceștia, iar liderii religioși ai lumii liberă deau mâna și semnau protocoale cu liderii comuniști pentru ca lumea să vadă schimbarea la fața lumii comuniste. Totul era doar o campanie de manipulare. Realitatea putea fi scoasă la lumină doar de unul care a pătruns în întunericul temnițelor. Dumnezeu l-a ales pe Richard Furbrand. Richard Wurbrand a afirmat cu privire la torturat pentru Hristos următoarele, cităm. Această carte nu are nicio valoare din punct de vedere literar sau stilistic. A fost scrisă doar în trei zile, la scurt timp după ce am ieșit din închisoare. A fost însă scrisă cu o peniță înmuiată în lacrimi. Și din motive doar de el știute, Dumnezeu a ales să binecuvânteze această scritură și să o folosească pentru planurile sale. Am încheiat citatul. De când a fost publicată pentru prima dată în 1967, mărturisirea făcută de Richard a inspirat milioane de oameni din în întreaga lume. După ce oamenii au terminat de citit cartea, au început să sosească necontăniți scrisori în cutia poștală a familiei Wurmbrand. Cititorii mărturiseau că fusese răzguduiți, cu inima zuncinată, oripilați de suferințele îndurate. Alte voci au afirmat că a dat un alt curs vieții mele și că a deschis ochii minilor de oameni arătându-le adevărata fața comunismului, în timp ce altora le-a luminat calea către Hristos. Totuși, publicarea ei nu a fost o sarcină ușoară. Cartea conținea un mesaj pe care mulți preferau să-l ignore. O editură i-a spus, de exemplu, că această carte nu se va vinde, iar în caz că va fi publicată, va provoca mult rău. Numai că planurile lui Dumnezeu erau altele. Vestea despre acest păstor de fier s-a răspândit din gură în gură. Prietenii și împrumutau exemplarele unei altora. Nu peste mult timp, cartea a fost tradusă și în alte limbi: germană, olandeză, suedeză și norvegiană. Oamenii erau îngroziți și cutremurați la aflarea veștilor despre cele îndurate de creștini în cadrul națiunilor din Europa de Est și URSS. Richard a fost invitat să vorbească în multe biserici la radio, mărturisind despre atrocitățile comise de comuniști asupra trupului lui Hristos. Unii lideri creștini îl numeau nebun, un altul care își pierduse mințile în izolatorul pușcăriilor. Alții l-au acuzat că exagerează adevărul, că transformă poveștile creștinilor persecutați dincolo de cortina de fier în senzaționalism ieftin. În publicarea Sydney Morning Herald s-a afirmat că Wurbrand, cităm, era preocupat până la obsesie de a se asigura că situația disperată în care se aflau creștinii nu va fi dată uitării. Am încheiat citatul. Wurbrand nu avea cum să nu fie obsedat de răspândirea mesajului său, confruntându-se în spațiul occidental cu o atitudine indiferentă. Am suferit mai mult din cauza felului în care Occidentul se complace în situația de față decât din cauza regimului comunist, a afirmat el la un moment dat. Richard nu putea să rămână tăcut. Când am ieșit din în închisoare, am promis lui Dumnezeu că viața pe care o voi duce va fi cea unui prizonier. Fără să-mi iau vreo zi liberă, aveam să muncesc fără încetare în slujba lui Dumnezeu. În primul an, petrecut în Statele Unite, pastorul Wurbrand fu arestat de două ori pentru perturbarea unor manifestații procomuniste. Fu invitat să depună mărturie în fața senatului, unde se dezbrăcă până la brâu, pentru a-și arăta cicatricile rămase în urma torturilor frecvente, declarând Acestea sunt cicatricile a milioane de creștini închiși astăzi în închisorile comuniste, oameni torturați până la moarte. Mulți au fost cei care l-au ascultat. Pentru aceștia, Vurbrand a devenit Pavel din spatele cortinei de fier și vocea bisericii subterane. Un corespondent al ziarului Philadelphia Herald îl descrea pe Vurbrand ca pe unul care stătu înaintea leilor fără ca aceștia să-l poată devora. La scurtă vreme după ce scrisese această carte, în trimise primul buletin informativ al organizației Vocea Martirilor, punând bazele acestui proiect. În octombrie 1967, dotat cu 100 de dolari, o mașină de scris învechită și 500 de nume și de adrese, se apucă să povestească despre mărturile și încercările prin care treceau surorile și frații din țările aflate sub un regim comunist. Am pornit această organizație cu o mașină de scris stricată și un reportofon i-a mărturisit Wurbrand unui jurnalist. În 28 -a lunii nu știam încă oare cum voi face să plătesc chiria în data de 30 sau cum voi achita factura de telefon. Richard Wurbrand a privit dincolo de timp, către infinit. A fost în primul rând un pastor și în al doilea rând un apărător al cauzelor celor aflați în suferință. Îi provoca deseori pe cititor să se lase inspirați de poveștile celor persecutați, scrind în martie 1974 următoarele. Cităm. Misiunea noastră ajută familiile martirilor din țările comuniste, dar atrage și atenția creștinilor din lumea liberă a Occidentului. Analizează de pe sine însuți. Credința ta e creștină, dar faci tu oare parte din categoria dreaptă de creștini, aceea care înțeleg că trebuie să-și poarte crucea zilnic și să-i ajute pe ceilalți să o poarte pe a lor? Știi oare că e datoria ta să suporți cu răbdare, dragoste și bucurie cele mai crunte chinuri, chiar și moartea sub tortură? Știu că ai povara ta de suferință. Fica sora lui Victor Coebel, un martir ceh, și cântă Iisus iubit al inimii mele. Deși probabil nu mulți dintre noi vom fi nevoiți să îndurăm persecuția pe care a suferit-o Richard Furbrand, nu ar trebui să fim surprinși atunci când apar încercările și credința noastră e supusă unor probe de foc. Nu toți sunt chemați să trecem prin astfel de suferințe, nota Wurbrand. A fi martir este o excepție, spunea tot el. În loc să se lase cuprinși de disperare în fața atrocităților care s-au bătut peste creștinii persecutați, i-a încurajat pe cititor să găsească bucurie la gândul că acești oameni au fost găsiți demni de a suferi pentru Hristos. Ca urmare a acestei cărți și a organizației Vocea Martirilor înființată de Richard Furbrand, astăzi lucrarea continuă. Frații și surorile noastre care sunt persecutați pentru mărturia lor sunt ajutați în peste 70 de țări din lumea întreagă. În felul acesta, vocea le este făcută auzită în Occident, cu scopul de a inspira creștinii din lumea liberă. E prea riscant să stai în închisoare vreme de 20 de ani pentru ceva ce nu e sigur, spunea Wurbrand. Dacă ești dispus să-ți dai viața pentru credința ta, atunci înseamnă că ești absolut convins că e cu totul adevărată. Ce vei face cu privire la mesajul din această carte? Te-ai decis dacă meriți să te încrezi în Isus și să-i fii martor în fața celorlalți? Vei permite oare acestor dovezi pure de credință curajoasă să-ți insufle un angajament mai profund față de Hristos și de marea sa trimitere? Lasă-te inspira de poveștile surorilor și fraților noștri persecutați și alătură-te lor în duh. Dumnezeu să ne binecuvânteze! De această dată, domnul Caraman Maximilian, profesor de limba și literatura română, ne-a prezentat cartea Torturat pentru Hristos, scrisă de Richard Wumbrand. Cărți care te îmbogățesc.